poate crede că unele fapte se întâmplă în timpul nopții. Eu știu că era către asfințit de soare. Când cel din deal a făcut un semn, precum că locul era singuratic, celălalt i-a venit pe la spate lui Nichifor Lipan. I-a dat numai o lovitură. Dacă atunci când vrei să despici un trup. Întorcând baltagul, omul a izbit tare în spinarea calului, împingându-l în prăpastie. Și chiar atunci câinele i-a sărit în spate. Omul l-a lovit cu piciorul. A încercat ca să-l taie cu baltagul. Dar câinele s-a ferit. Ăsta e faptul. Ultimul s-a grăbit să-l ajungă pe cel din culme. Și-au plecat la vale. Nimeni nu i-a văzut. Nu i-a știut nimeni. Până acum. Da, Baltagu. Mai stai încă puțin. Să putem sfârși praznicul cum se cere. Ce te uiți gândit așa la Baltagu? Scrie pe el ceva? Ascultă, fedei! Pentru ce mă cerci? Ce mă începe atâta? Ai ceva de zis? Zi-o! Nu te supăra, domnul Calistra. Numai l-am întrebat pe băiat, dacă nu citește ceva pe Baltagu. Gata! Gata! Pasoc! Mai ceva la plasă, pasoc! Uite ce fac din praznicul tău! Pentru orice faptă e numai o răsplată! Dar eu n-am făcut! N-am făcut nimica! Ce drag ai cu mine? Eu? Nimic! Cum nu? Cum nu? Pentru asta m-ai chemat la praznic? Pentru asta! Cu cine vorbești tu, muiere? Ai trăit cu mine ca să ai atunci mea rând.